Pe ordinea zi este raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către Instituția Publică Națională a Audiovizualului, compania Teleradio Moldova, pentru exercițiul bugetar 2016. Probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru opinie contrară, determinată de efectul denaturărilor aferente activelor imobilizate și circulante, creanțelor și datoriilor, veniturilor proprii și subvențiilor de la bugetul de stat, cheltuielile de personal. Neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor cu suprafața totală de 7,5 hectare administrate de companie a condiționat raportarea neveridică a acestora cu circa 9.790 lei. Neutilizarea de către compania 297 unități mijloace fixe cu valoare inițială de 4.356,6 lei, precum și neîntreprinderea măsurilor de rigoare privind comercializarea, donarea, casarea acestora în conformitate cu cadrul de raportare. Echipa de audit a efectuat evaluările de rigoare prin aplicarea uzurii anuale a mijloacelor fixe nominalizate, astfel încât compania urma în anul 2016 să estimeze valoarea acestora cu circa 30.210,8 lei, cu raportarea corespunzătoare în situațiile financiare. Existența unor creanțe neconfirmate corespunzător în sumă totală de 1.339,4 lei, ceea ce reprezintă circa 51,1% din suma totală a creanțelor. Neconstituirea provizioanelor privind creanțele compromise în sumă totală de 126,2 mii lei. Necalcularea penalităților în sumă totală de 2.286,9 mii lei și a dobânzilor în sumă totală de 678,1 mii lei aferente creanțelor compromise. Înregistrarea neargumentată în evidența contabilă a unor servicii de publicitate efectiv neprestate a condiționat majorarea veniturilor aferente cu suma totală de 78,5 mii lei. Probele de audit acumulate denotă unele neconformități care au compromis autenticitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare privind veniturile provenite din darea în locațiunea spațiilor bunurilor imobile. Subvențiile de la bugetul de stat reprezintă sursa principală de finanțare cu o cotă de 79,1% din veniturile totale. Testările efectuate de audit asupra veniturilor obținute din producerea și coproducerea emisiunilor audiovizuale denotă irregularități care au compromis credibilitatea informațiilor aferente acestor venituri. Analizând și generalizând acțiunile întreprinse de către companie de la ultimul audit efectuat de Curtea de Conturi privind executarea cerințelor din hotărârea Curții de Conturi numărul 13, auditul atestă executarea parțială a cerințelor și recomandărilor înaintate și anume o cerință executată integral, una parțială executată și două neexecutate din patru cerințe înaintate și 10 recomandări implementate integral din 13 înaintate în raportul de audit. A fost o opinie contrară, a fost și data trecută și data aceasta, este o opinie contrară. Interesează care sunt garanțiile că nu o să, fie, nu o să aibă loc același lucru în anul viitor. Spre regret pentru eliminarea definitivă a unor carențe, tangențiale cu prevederea, de exemplu, altor cadre de legislație sau reglementare, va fi necesară și consultare adițională cu organele competente din domeniu în vederea înlăturării definitive și inoperante. Și situația la dumneavoastră e critică. Eu sper că sunteți o echipă nouă acum și o să vă ajung capacități ca să depășeți această situație. Teleradio Moldova este o care trebuie să aibă o imagine impecabilă, pentru că este o instituție imparțială, ca și Curtea de Conturi Bunăoaș, care este una publică, de aceea noi să facem tot posibilul ca să vă ținem în vizor și să fim convinși că data viitoare când o să prezentați raportul, lucrurile vor merge mai bine. Membrii curții, vă rog întrebări. 1,3 milioane lei din creanțele dumneavoastră raportate nu au fost confirmate de către creanțe dumneavoastră, la fel și datoriile în valoare de peste 100.000 lei nu au fost confirmate. Noi la finele fiecărui an de gestiune expediem către agenții economici atât informația sau actele de verificare către, prin confirmarea creanțelor și datoriilor. Sunt cazuri când le expediem repetate, însă nu le-am primit semnate și ștampilate de către agenții economici. În 2016, despre care dumneavoastră deja s-a vorbit că ați activat, agenții economici deja sunt la număr 13,
13 și datoriile deja au ajuns la 417.000. Deci avem un agent economic care nu își onorează obligațiile financiare vis-a-vis de Teleradio Moldova. Acum, la moment, în instanța de judecată sunt 3 procese cu acest agent economic. Avem și 2 hotărâri de judecată în favoarea Teleradio Moldova. Dar ce nu registrați 7 hectare de teren care le aveți în centru? Așteptați să vii iar un agent economic și să o duci cu el în judecată? Este o chestie care nu o să o faceți, dumneavoastră o să vedeți cum se risipește acest bun și este bunul statului. Și o să confirmăm data viitoare dumneavoastră cu un agent economic care a intrat pe terenul dumneavoastră, construit o clădire cu 16 etaje și noi acum cu el ne judecăm. Ce va obține cetățeanul de la această instituție publică? Dar nu știu dacă noi suntem astăzi pregătiți cu utilajele care le avem în cadrul televiziunii. Noi abia găsim bani să cumpărăm niște camere de luat vedere simple. Dumneavoastră nu o să țineți concurența care să apară în timp apropiat pe piața venească și fiind o instituție de stat, pur și simplu o să dispăreți. Dumneavoastră nu o să aveți capacitatea de a concura, fiindcă aveți foarte multe spații, foarte mari cheltuieli cu spațiile, aveți foarte mari cheltuieli cu personalul care îl aveți, părerea noastră este că aveți foarte multă lume care din an în an trece și, cum se spune, ca valiza cei fără mânier, pe jăli se aruncați, dar nu puteți să-i duceți mai departe. Deci, și părerea noastră este, dacă nu o să, în timp apropiat, nu o să găsiți o posibilitate de a reorganiza această campanie, aveți un mare pericol să dispareze pe piața din Republica Moldova. Deci, cu adevărat, aveți perfectă dreptate despre ceea ce se întâmplă la Teleradio Moldova, echipamente înstărite, clădiri care, din păcate, sunt într-o stare deplorabilă, trebuie ceva de făcut cu ele. Doar încheierea unui contract bun, calitativ, din punct de vedere juridic, nu vă poate asigura încasarea acelor sume în cazul în care nu o să urmăriți realizarea clauzelor acestui contract. Aveți dreptate, dobânzile n-au fost calculate, urmează să clarificăm după raport de ce n-au fost calculate. Noi o să rămânem acum în deliberări ca să luăm decizia asupra hotărârii. Sau hotărârea noastră va fi publicată în monitorul oficial, de atunci, din momentul când este publicată, devine obligatoriu recomandările să fie îndeplinite de către dumneavoastră. Noi o să veghem dur asupra la toate lucrurile astea, că nu vrem ca și data viitoare să fie misiunea de audit cu opinie contrară. Ar fi bine deja ca lucrurile să se îmbunătățească. Și ar fi foarte bine ca împreună cu Consiliul dumneavoastră să gândiți la reorganizarea despre care v-am vorbit eu. Eu nu pot să vă dau rețete, dar aveți foarte mare spațiu. Poate clădirea unui stat dumneavoastră o închideți și treceți împreună în teritoriu și o dați în arendă și câștigați bani. Faceți un oficiu, centru, ceva. Adică aveți foarte mult spațiu. Ați vorbit despre acel studio unde e cel mai mare din Republica Moldova. El, peste 3-4 ani de zile, o să fie imposibil de a face ceva cu el. Deci, poate este cazul să găsiți pe cineva, să-l dați în arendă. Adică, trebuie să găsiți, să aveți un plan și zi cu zi să căutați cum să ieșiți din această situație. Aveți un patrimoniu foarte mare. Găsiți posibilitate cu agenții economici ca acest patrimoniu să vă aducă dividende, dar nu din contra să ruineze, că sunt bunurile statului până la urmă. Sunt bunuri publici care aparțin cetățenilor Republicii Moldova.